Liderii filialelor nemțene ale PSD, UNPR, ALDE și PMP au anunțat formarea unei majorități la Consiliul Județean, dar și în toate consiliile locale din județ, inclusiv la Piatra Neamț. Odată cu acest anunț, PNL Neamț intră oficial în opoziție, atât la Consiliul Județean Neamț, cât și la Primăria Piatra Neamț. Astăzi am venit să vă prezentăm majoritatea formată pentru Consiliul Județean Neamț și pentru toate consiliile locale din județul Neamț. Avem protocoale semnate cu ALDE și cu Mișcarea Populară și majoritatea care se va forma la Consiliul Județean va fi cu susținerea pentru președinte de Consiliul Județean la PSD, un vicepreședinte de Consiliul Județean pentru Mișcarea Populară și un președinte de Consiliul Județean pentru ALDE, un vicepreședinte pentru ALDE. La Consiliul Local Piatra Neamț, așa cum știți, primarul este de la Partidul Național Liberal, și cei doi viceprimari vor fi unul de la PSD și unul de la Partidul Mișcarea Populară. Dacă PSD-ul va avea președinția Consiliului Județean, mi se pare corect ca ambele funcții de vicepreședinți să vină la celelalte forțe politice care au candidat în alegeri. Sigur, cineva trebuie să stea și în opoziție și atunci Partidul Național Liberal va sta în opoziție la Consiliul Județean. La Primăria Municipiului Piatra Neamț, liberalii au primarul și era firesc ca la viceprimari să fie la fel un echilibru și să aibă și Partidul Social Democrat un viceprimar, pentru că cetățenii municipiului Piatra Neamț au ales și au dat votul și pentru Partidul Social Democrat la Consiliul Local într-un număr egal, aproape cu PNL-ul, și un post de viceprimar pentru Mișcarea Populară. Probabil vă întrebați dacă această alianță UNPR-PSD mai este sau nu mai este. Probabil întrebările dumneavoastră sunt numeroase și le voi aștepta la sfârșit. Mâine este o zi mare. Ce pot să fac eu este să le urez succes atât candidaților la președinția Consiliului Județean, cât și la candidaturile pentru vicepreședintea Consiliului Județean. Aș vrea să vă spun din capul locului că Partidul Mișcarea Populară, așa cum am spus-o și o repet, nu face niciun fel de alianță politică cu niciun partid care se regăsesc în acest moment, niciunul dintre partidele care se regăsesc pe scena politică a județului Neamț. Am luat o decizie împreună cu echipa Partidului Mișcarea Populară de a face o majoritate pentru cetățenii care ne-au votat și care așteaptă de la Partidul Mișcarea Populară ca proiectele și planurile noastre pentru următorii 4 ani să se realizeze. Majoritatea care am constituit-o astăzi, alături de colegii mei aici de față, este doar în folosul cetățeanului. Această majoritate pe care noi o facem cu Partidul Social Democrat este verificată în timp, atât în USL 1, cât și, dacă îmi permite, s-a mai declarat treaba asta și în USL 2, și în mod categoric noi vom fi alături întotdeauna alături de orice entitate politică, de orice forță progresistă, de orice forță dorește binele românilor și a României. Cu o zi înainte de votul în plenul Consiliului Județean Neamț, liderul social-democraților a pus cărțile pe masă și a declarat că președinte ales de majoritate va fi Ionel Arsene, secundat de 2 vicepreședinți tot ai majorității, Iona Saftei, copreședinte ALDE, și Laurențiu Dulamă, președinte PMP. Și problema de la Piatra Neamț a fost tranșată. Primarul Dragoș Chitic va avea 2 vicepreședinți, dar din majoritatea social-democrată. Luminița Georgeta Vârlan, președinte PSD Piatra Neamț, și Bogdan Gavrilescu din partea PMP.